Uite, mă, ce mi-am luat. Bă, nu mă interesează, mă, de perna ta, bă. A plătit mama 5 milioane să ne scoată pe toți de pe cauțiune din cauza că te-ai electrocutat poliția. Ți-am zis, mă, să fugi mai repede. Bă, e numai vina voastră, pentru că voi m-ați lăsat să car singur scaunele. Tu ești nebun la cap, intrăm în casă să furăm scaune de plastic? De câte ori să-ți mai zic că furăm bani în casă? E vina ta, bă, nu e vina mea. Și unde e celălalt fraier? Ha? Băieți, băieți, hai, dar nu veniți odată. Tu ce cauți, mă, aici, mă, deja? Eu n-am mai venit cu tirul, eu am zis că iau pe jos. Acum am ajuns. Vai, ce drum lung. No, bun, voi vă credeți deștepți, nu? Ia stați că mor și eu cu voi aici. Eu mi-am cumpărat ceva, nimeni nu pune mâna pe asta. Ia uitați. În sfârșit sunt un tir în viața reală. Eu o să iau lanternă și o să-mi iau pernă și o să te las în pace, bă, nerecunoscătorule. Că nici 5 lei n-ai avea, bă, nici bani de benzină să mergem n-ai avea dacă n-am fi furat scaunele de plastic. Bă, omule! Exact! Exact! Și mi-am adus și pernă să dormim toți confortabil, dar nu, o arunc sub tir. Să dormim toți cum vrei tu. Eu iau mașina asta și o pun direct acolo în tir. Dar iau din spate. Merge să o iau din spate? Așa. Ia uite ce furțos e ăsta, băi, ești nebun. De la cocaină. Unde pleci, mă, cu mașina aia? O pun pe drum și am plecat. Păi nu vrei să bagi mașina în tir? Ba da. Ce faci? Bă, o pui la loc, bă. Bă, întoarce-mă puțin și bag-o cu spatele în tir. Bă, bă, ce faci, mă? Bă, bă, mă, cazi cu mașina! Acolo! O pun în tir. Unde-i tirul? Aici-i tirul, mă, vină cu ace să pui mașina în tir. Acum, iertați-mă. Eu v-am spus să mâncați și voi. Vedeți dacă mâncați micul dejun dimineața. Ia uitați ce forță aveți. Învățați de la Pepito și Pablito. Nu mai merge. Hai că am obosit acum, a? S-a terminat praful, băieți. Hai că merge. Merge? Ok, dar acum cum urcăm noi sus în tir? Ți-am zis că trebuia să o faci cu spatele. Stai așa, că acum reușim. Am obosit, băieți. Bă, omule, întoarce-o cu spatele să fie spre tir. Acum. Dar nu am forță să o întorc cu spatele. O pun cu fața, na? Băieți, cred că abandonez, e prea grea. Nu mai pot. Veniți încoace, vă rog frumos. M-ați gândit în loc să băgăm și noi mașina în tir? Să luăm cheile, să le furăm din casă și să plecăm cu mașina? Da, ăla se consideră jaf. Ce facem noi acum? Bă, e remorcare. Dar nu e o idee bună. Vrei să auzi o idee bună? Nu mai bine luăm cheile din casă și furăm mașina? A, da, bă. A, e ok ce a zis el, nu? Da, e chiar ok ce a zis el. Chiar o idee bună. Bravo, Pablito. Mulțumesc, Tony. Mulțumesc. Păi și ce facem? Intrăm pe geam, cum adică ce facem? Dar nu te uiți tu de un om, dar te ții de pământ, ce faci aici? Bă, Pablito, bă, dar tu nu ești în regulă astăzi, ce-i pățit? Am nebunit. Bă, băieți, bă, stai, Tony, că te vede. Gata, băieți, vă rog frumos, nu mai vreau să mai ajung la pușcărie iar. Uite, un telefon, hai să furăm masa de sub el. Bă, nu fura, mă, masa, mă, bă, hai să furăm și noi chestii pe bune acum. Păi da, asta fac. Bă, ce faci, mă, acolo? Încerc să dau canapeaua din fața geamului. Ca să scoți masa pe geam. Da. Deschide, mă, și tu geamul ăla mai tare. Dacă mă duc eu să-i deschid geamul mai tare. Așa, bagă. Așa, așa. Haide. Așa, gata. Merge? O mers? Bun, am scos masa. Acum, parcă este importantă și pe masa asta, nu? Hai să luăm și masa asta. Bă, dar de ce, bă, de ce fur toate mesele, bă? Că să nu mai aibă unde să-și pună chestii importante, da. Bă, te-ai gândit să furi și chestiile de pe masă? De ce? Că poate-s mai valoroase! Nu, n-are cum. Pablito a prins ideea. Exact, furăm din astea mai mari, băieții. Astea mai mari se vând mai scump, așa e. Cu cât mai mare, cu atât se vinde mai scump. Bă, tu unde exact mergi, mă, cu patul ăla? Cum adică unde merg? Ne trebuie pat, cum am săturat să dorm pe metal acasă. Dorm de 10 ani numai pe dușul meu. L-am pus pe spate și acum îl împingem. Bă, voi sunteți în regulă, bă? Ăsta are mâncare! Ăsta are frigider aici! Stai așa că scot masa asta? Bă, nu cred că iese, trebuie să o pui invers, Tony. Aha, 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 gata. Băieți, vă este foame? Grijania, mătii din frigider, că acum o scot de aici, nu mai merge, s-o blocat. Bă, stai un pic, cred că ți-e puțin cald. Stai așa, să-ți dau niște de ăsta. Da, 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 Tony, adu aia, adu aia. O scoatem pe asta, pe asta o furăm, nu? Și eu zic, trebuie furat asta, o scot și pe asta pe geam. Dar nu cred că mai am loc pe geamul ăsta să le scot. Stai puțin. Tony, da? Poți să-mi zici și mie, cum ți-a venit ție să alegi așa fix toate obiectele astea să le furi? Bă, băi, eu îmi construiesc o casă acasă, știi? Îți trebuie mobilă și chestii de astea să furi. Trebuie să luăm așa cu încetul. Bun, avem și o lampă acum, ce ne mai trebuie?
Trebuie să mă ajut și tu, bă, ce faci? Stai și te uiți. Ce să te ajut, mă, tu vezi ce furi aici? Bă, e numai avere, mă, e avere, bă, tot ce furăm aici, plante. Tocmai ce furi un palmier fals, bă, omule. Și spune-mi tu, ai tu palmierul ca fals acasă? Bă, nu mă interesează să am un palmier fals. Nici măcar n-ai reușit să-l arunci în dubă. Pentru că cineva trebuie să stea sus. Animalule, tu ce faci? Stai și tu uiți la noi în timp ce noi cărăm ăsta. Unde e ăsta la altul? Băieți! Uite-l! El a furat o mașină, nici aia nu ne trebuie, nu? Pablito? Cu asta o să adun toate fetele din zonă. Bă, stai bă că mă calci. Pablito, forță! Forță! Deci avem două mașini. Multe noptiere. Bă, Pablito, mă, ce faci? Ai făcut accident? Am făcut accident. Lăsați băieți că trece la polișat. Bă, reușești până la finalul serii să bagi o mașină, măcar aici. Ce? Hai, Pablito, că te dirijez eu. Vino cu ace. Dirijează-mă. Dă-i cu mașina, dă-i. Nu mai vrea să meargă, trebuie să o întoarcem pe o parte. Nu poți să o împingi mai tare dintr-o parte și dintr-o... Opa! Hai, Pablito, hai că poți! Ai prins-o bine, Pablito, haide! Mi se rup mâinile! Mai trebuie să o bagi doar în tir, Pablito, haide, știu că poți până la finalul serii. Haide, Pablito! Haide! Nu vrea să meargă! Dacă poți să o aduci aici și o apuc și o trag sus. Și easy money. Fii atent, nu am o idee. O ridic și pune chestii sub ea ca să poți să o apuci mai ușor, ok? Hai, facem așa, da. Du-te și adu niște chestii. Nu știu de undeva. Le aduc acum. Bă, eu mă uite, ajutor! Ajutor, mă rog! E omul fix acolo, dar nu m-a văzut. E fix la geam. Nu mai am cum să iau chestii. Ia mobila din camion și a doua. Bă, nu mă, că e mobila mea, mă. Bă, nu mă interesează, bă, tu vezi cât costă mașina asta. Bă, o țin ridicată, nu pot să o iei cât o țin eu ridicată. Bă, dă-o dracu de mobilă, bă, mașina asta costă cât 10.000 de mobile de ale tale. Adu-mă mobila, ai pace. Trebuie să intre. Bă, nu scoate mobila, mai dau drumul la mașină dacă nu. Toni, este un sacrificiu. Bă, pot să te omorc pe ala, tu nu vezi ce fac aici, tu îmi scoți mobila. Bă, pune-mă mobila în coace. Tu uite-te, uite-te. Hai, Toni, cu talent. Hai, că te ajut. Hai, băieți. Hai băieți, trageți drag. Bă, tu ce faci, mă? Tu stai pe mașină? Da, mă dirijez. Își rupe omul spatele aici, mă, lasă-l puțin să care mașina. Păi e ca în Guatemala, dă-i cu biciu. Gata, hai Toni, că trage înăuntru. Ia, acum cred că merge. Stai, trebuie să o apuc. Bă, ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă, ai biciu? Lasă-mă să trag de ea. Hai, trage-te. Nu pot. Bravo. Nu pot. Ai mâinile alea plastelină, să înțeleg. Da, ia trage-mă tu de ea să te văd. Ia uite cum se mișcă. Adu-o mai aproape. Așa. Mai aproape dacă poți. Unde mai aproape, mă? Vrei să o bag în camion sau care e faza? Hai, n-ai mâncat azi. Lăsă să o împing, să mai. Hai, voi de treaba de eșapament. Ia, stai. Merge? Stai așa. Ia stai să vedem. Papa! Oh! Dă că o prind. Dă-i drumul că o prind. Am prins-o. Aoleu. Să bagi înăuntru cumva. Pă, prinde-mă că scapă, bă. Aoleu. Bă! No! Stai, nu, e bun acum, stai așa. După aia vine Pablito din față de aici. Fii atent că acum o să meargă. Așa, acum o mai împing un pic de aici. Și acum îi dau de la spate tare. Și îi dau. Ai întors-o invers. Ai intră cu ea acum. O împing. Am prins-o. Stai așa. Bă, unde ai spărut? Bă, cum a ajuns acolo? Bă, mai avem o mașină. Bă, dar încearcă să iei, mă, pe asta. Uite, acum ai poziția perfectă să iei de dedesubt. Dă să mă ajung, băieții, că aveți nevoie de Pablito. Mână puternică, ia. Ce faci? Încerc să o împing. Așa, hai că ții bine, ține-o, să nu scapi. Nu scap. Hai, Pablito, că poți, da? Mi se rup mâinile, Bă, ce-i găsit, mă? Bă, lasă-mă în pace, tu nu vezi că ăsta cară mașina, bă, și tu mi-arăți chestia aia. Hai, Pablito, că poți, nu-i da drumul, te rog eu, frățior, hai. Da, dar nu-i dau, s-a blocat mașina în ceva. Asta e poziția, hai, Pablito. S-a blocat în ceva mașina. Bă, lăsați pe mașina, uite ce urs fain am găsit, ești nebun? Bă, ai chemat și poliția, bă, vin polițiștii după noi cu ursul tău, cu tot, bă! Bă, Toni! Bă, Toni, bă! Bă, trage după noi! Bagă ursul! Bagă ursul! Electrocutează, bagă ursul! Am pus ursul! A tras ursul! Haide, am apăsat pe buton! Nu, ursul! Trage ursul! Haideți, băieți, că plecăm! Haideți! Ia, urțu! Gata! Urțu!
Bă, am găsit de asta să ridicăm mașina, se cheamă pistol. Serios? Da, da, e 90, l-am cumpărat. Bă, putem să furăm mașina. Hai să mai încercăm să furăm mașina. Hai bă, furăm repede și gata. Bine, hai. Bă, ridică puțin mașina, să pui peste. Ia asta, Tony. Gata, gata, ia, stați.